Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Vă transmitem din studioul nostru din studioul Rodilor. Oh, da. Ceea ce este în spatele nostru verde se numește Rodi. Deci din studioul Rodilor vă dorim o zi bună. Răzvan Minunată, și Andreea. astăzi am o temă mai uh, amestecată, dar foarte important. Știți că noi iubim România, da? Da sau nu? Da, o ador! Indiferent, cred că dacă aș câștiga la loto și aș dispune de sume colosale de bani, nu m-aș muta din țara mea. Adică, iubești România, exact. Deci iubim România, da? Este minunată țara. Este noastră. minunată, exact. Este minunată și uitați verdeața asta, ce frumoasă e. <laughs> da. Bun. O părere personală, dar cred eu că toată lumea o spune. Am trecut zilele trecute pe strada cum e, Postăvalului, Prisaca Dornii, cum e? Strada Prisaca Dornii, nu? Da. A trecut pe strada Prisaca Dornei, este acțiunea borduri. Se pun câte două iară suprapuse. E, na. Bine, asta înseamnă că este un oraș bogat, un sector bogat dacă se pun atea borduri, înseamnă că sunt bani, că doar nu se fac în bine, nu stau eu să judec asta. Însă ce nu-mi place este așa. De ce nu facem semaforizarea Bucureștiului inteligentă. Adică se mai întâmplă să călătorim la 2-3 dimineața. Așa e, Andreea? Oh, da, se mai Bun. întâmplă. De ce funcționează semafoarele când pe stradă practic sunt, hai să zicem, 2-3 mașini pe -o stradă și stai la semafor ca prostul nu mai zic la trecerile pietoni cum ar fi cea de la Polighenca Titan, când la două dimineața vă spun eu, nu trece nimeni pe acolo. Deci, care este soluția? Unu, Haideți să facem semaforizarea inteligentă. Vă spun eu cum e în Germania. Exact strada care v-am spus-o mai devreme, cea cu, nu știu cum se numește, să zic, cea cu Policlinica titan. Deci, normal, pe strada principală semafoarele sunt verzi. Numai că în Germania pietonul are bine, și în România și în București mai sunt butoanele acelea lângă trecerea pietoni care, dacă la pești, se face verde pentru el. Deci, adică trebuie să fie semafoarele verzi pentru mașini, că ele poluează, dragilor. Mașinile, dacă nu știți, poluează. Așa. Și numai că o poluează. Mașinile consumă bani. Și dacă populația nu are bani, devine nervoasă. Eu cred că cei de la guvernare doresc să fie populația calmă. Bun. Deci să fie pe bulevarde semafoarele verzi, Pietonii, când doresc, apasă pe butonaj. Atenție, eu zic asta între 12 noaptea, să zic și 5 dimineața. Nu tot timpul. Deși bine ar fi tot timpul. Sunt uh, uh, multe semafoare pe bulevardul Burebista, pe o grămadă de bulevarde știți bine, nu mai zic pe militari, ah, o câte sunt. Uh, trece lumea fiecare când vrea și oprești mașinile nu de altceva, de poluare, nu că zi, pietonii zic așa. Domne, ce ți-e greu să pui piciorul pe frână? Nu, nu mi-e greu să pun piciorul pe frână. Dar se pot întâmpla incidente. Pleznește un furtun de frână. Poate frânele nu țin. Se mai întâmplă. Orice mașină din lume asta poate să aibă oricâte revizii făcute la timp, se mai strică. Și e suficient. să strică una, o mașină într-un milion. Ce înseamnă asta? Un accident. Nu mai vorbim de rău, că răul este peste tot. Ideea este decât să se pună borduri peste borduri. Total inutil, pentru că bordurile alea la patru ani sunt mai proaste ca alea care s-au scos. Mai nou. să le schimbe din nou. Da, exact. Le schimbă din nou. Păi da, în zona stadionului național. oh Doamne, ce e acolo? E de la... dezastru național acolo. Da. Pe maior Coravu s-a decopertat, cum spune ei, o stradă și e făcută mai prost ca înainte bătaie de bagiocura bagiocurilor. Deci pe Maior Coravu rețineți. Iarăși ne depărtăm de oile noastre și nu de adevăr, dar ne ceartă domnul Gigi Becali. Deci, haideți, între orele 12 noapte și 5 dimineața să avem semaforizare inteligentă pe verde, pe drumurile cu prioritate. Și cum vă spuneam de Germania, cred că și în, alt, și în Olanda, Franța, în caz că este o intersecție cu autovehicule, eu până acum am vorbit de intersecțiile doar cu treceri de pietoni. Bun. Acum, dacă este o intersecție cu autovehicule, acest semafor inteligent, care pe strada principală este verde, strada secundară normal, mașina are roșu, dar există un senzor de mișcare la nivel de mașină în care vede mașina, iar mașina aceea așteaptă maxim 10 secunde și se face roșu pe strada principală și verde pe strada secundară ca să treacă mașinuța aceea, una, hai să zicem două, dar pe strada principală poate că circulă în interval de 3 minute 10 mașini, mai ales la noi noaptea în București, zici că e toiul zilei. Este o circulație, ce să zic, ca în vest la ora prânzului. Deci, dragii noștri de guvernanți, cei care aveți grijă de bani, rog frumos, cel mai important este, cel mai important este timpul, poluarea și în ultim, nu în ultimul rând și banii, că pentru bani s-a muncit. Deci dacă vreți poluare mai puțină, cum am înțeles acum că se fac roviniete, trotinete și nu mai știu ce, pentru că se poluează, hai să umblăm la poluarea principală, să nu începem noi să uh, facem aleatorii niște lucruri. Haideți să fim inteligenți. Să fim inteligenți, da? Eu sunt inginer și și electronist și mai multe și nu am decât o pretenție fiecare la locul lui să facă treaba bună, da? Ce zice Andreea? E bine omul la locul lui să facă treaba bună? Ar fi minunat, dar nu prea se întâmplă. Bun. Nu prea se întâmplă, dar se poate, nu? Oh da, se poate bine. Tu la locul tău îți faci treaba bine? O, da. O faci bine, da? Lumea cum se spune? Este bine dificil. faci, bine găsești. Așa, deci bine faci, bine găsești. Bine, dragilor, deci mi-am notat ceva, să nu uit. Deci vreau cu semafoarele, a, ah, da, exact. Și mai am o soluție pentru domnii guvernanți, cum să ieșim din criza economică. Oh. Eu cred că și mulți tineri care... care, să zic, au timp liber, ca să nu zic, alte cuvinte, gen, cum unii mai spun, gen că tai frunză la câini sau uite că. Mai ales că le place la tineri să stea cu tot timpul cu telefonul, mână, cu camera video. Să facem așa, filmările la toată lumea care aruncă mucuri de țigări în trafic, nu mai zic gunoaie, gunoaie, deci mi se întâmplă din ce în ce mai des, toată lumea deschide gemulețul, pac, aruncă mucul amenzi drastice și, și ieșim, iese țara din criză. Deci sunt unii oameni care nu cred că îi facem bine nici cu 20 de amenzi. Deci 20 de amenzi la câte mașini sunt în București, 2 milioane, eu cred că din astea 2 milioane de mașini, un milion aruncă gunoi. Anuncă gunoi și haideți să ne educăm și noi și cine nu e educat să plătească. Eu nu cred că e supărare. Dacă e supărare, să înscrieți. scrieți. Se supără cineva că nu mai vede mucuri de țigări? Nu știu, am obsesie la mucuri de țigări. Nu mai le suport. Nu le mai suport. Mucurile de țigări, am obsesie. Ție îți plac mucurile de țigări? Că nu, nu le suport nici eu. Fine, exact. Ce am citit și din punct de vedere ecologic, am înțeles că filtrele țin, nu știu, 5-10 ani, nu se distrug. Da. Deci e o teroare, e ceva oribil. Deci, haideți să salvăm bugetul. Deci, v-am dat și soluția. Cu câte amenzi luăm pentru chiștoace aruncate, facem semaforizarea gratis și dumneavoastră vă puneți tot bordurile alea. Cred că aveți loc acum nu de 3, cred că de 4 borduri supraetajate. O să faceți foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Uh, și ia, ia spune-mi, Andreea, ce se mai aruncă? Ce gunoi, ce poluare se mai face? Hai, dacă tot am apucat să vorbim, să vorbim. Consumă apa, am găsit la lângă coșul. Aoleu, aici. da. Da, da. Chiar și lângă stadiul Național, Consum că noi, noi, acolo avem sala de sport. Joacă, cum e, la tenis de picior. Da. Beau, las acolo toate gunoaile. are sticle, da. Oribil. Și sunt copii, domne, sunt ce învață copiii, aia, sunt părinți cu copii, cu Am fetițe Adulți nu numai copii. Păi eu ce zic? Adulții păi da, aduncă. adulții aruncă și copiii învață, și o să se nască ca ăștia, de care aruncă acum chiștoace pe 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 geamul de la mașină de la aparat, paharul pe jos, Da, da, e. da, da, și gunoiul e la 3 metri. Da, coșul de gunoi e lângă. Adică, v-am spus mai... în coș și lângă. Da, v-am spus că noi mai le strângem, da, am, efectiv am obosit mental. Îți vine să ți iei permis de port star, bă, nu de altceva. Dar nu știu dacă ai voie să i puști. Deci, haideți, domnilor de la autorități, haideți, nu mai stați după femeile cu pătrunjel sau după alte lucruri. Haideți să facem bani. Dacă vreți, eu personal mă, mă, fac, cum se spune asta, pionier în treaba asta. Haideți să facem o lege. Bună. Voluntar. exact, dar nu voluntar, că sunt plătit. Să-mi iau și un 10%, de ce să nu-mi iau 10%? Dacă eu aduc 50 de milioane la buget, oh, da. atenție, 50 de milioane lei noi, nu lei vechi. Da? Eu vorbesc în lei noi. Deci, de ce să nu luăm? Tu nu vrei să iei comisiuni dacă statul câștigă 100 de lei și să nu-ți dea 10 lei? Păi, oh, și să fie... Vă dați seama, să fie... dacă ar fi curățenie. Uh -huh. uh, deci noi am fost uh, acum câteva luni în Cipru. Vreau să spun dacă ai văzut acolo vreun om de servici, vreun, oh, vreun gunoier. Ai văzut vreun gunoier? Deplorabil, no. nu. Sunt deci nu sunt, nu sunt gunoieri. N-am văzut acolo un polițist. No. Ai văzut vreun polițist? Nu, no, n-am văzut niciun polițist. Deci... Uh, Vă dați seama cum cresc economiile. Crește economia. Deci sunt oameni voluntari ca mine și cred eu că și Andreea. Luăm o cameră de filmat, îi filmăm. Da, să-i amendați, vă rog frumos, să-i amendați. Să-i amendați. Nu cum a fost referendumul din 2008. Am votat o țară întreagă pentru 300 de parlamentari și acum sunt tot 700 sau 600 cât sunt dublu. Deci haideți, haideți un pic. Haideți să ne vedem lungul nasului. Cu drag, iubim România, da? Da. Iubim România? Iubim România, da. Putem să facem o Românie mai, mai curată? Se poate. Se poate, da? O zi de... Bis.